și bine v-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Tema pentru a clasa clasa a doua cât e în 19 a 10 2016. Gata. Problemă. Gata. Se execută. Comanda se execută. Nu se discută. Copii. O sumă a patru numere este 102. Primul număr este 9. Al doilea este triplul lui, iar al treilea este cu 38 mai mare decât primul. Deci, este iau ușor. Ai spus așa, suma a patru numere, da? Suma a patru numere, adică A, B și C și D. A plus B plus C plus D, nu? Patru numere, este egal cu? Este egal cu 102. 102. Așa. Deci suma a patru numere este 102. Acum, este 9. A egal cu 9. Al doilea este triplul lui. Adică? Adică lui 9. Al B cât ar fi? Ia să vedem. B ar fi 27. 3 ori mai mare, da? 3 A, 3 ori A, care face 27. Apoi. Da? Deci B, 3 ori A, care face egal 27. Iar al treilea număr este 30, cu 38 mai mare decât primul. Cu 38 mai mare decât primul. Deci C-ul este al treilea asta, nu? Cu 38 mai mare decât primul. Da. Este, deci primul 9. Este cât A? Scriem 38 plus 9. 38 plus 9. Ce? Este egal cu cât? Ce? Egal? 8 cu 9, 7. Da. 30 cu 1, 4. 47. 7. Așa. Cât este al patrulea număr? Mai întâi trebuie să facem adunare. Să vedem că ne dă. Cine? Pe cine s-a dat? 9, 2, 7 și 47. Ah, să știm pe ăștia, da? Da. Deci trebuie să zicem A plus B. Începe rezolvarea. Da? Asta a fost tot ce ne dat pe autor. Acum zicem rezolvare. Rezolvare. Da? Rezolvarea. Și la rezolvare ai spus că le adunăm pe A, B și C. Deci A plus B plus C. Cât este? A plus B plus C. A plus B plus C este egal 9 plus 27 și plus 47. Ia am văzut cât. Pe plădea, 9 plus 27 și plus 47. Rezolvare. A plus B plus C. Deci A plus B plus C. Da. Este cât? 9 plus 27 plus 47. Noi pe A, pe B și C. 9 plus 27 plus 47. Și apoi este cât ne dă? Egal. 7 cu 7, 14 și 1, 3. 23, zice, da? 23. 2 cu 4, 6 și cu 2, 8. 8. 83. Și acum? Nu facem. 102. D, zicem D. Înlocuim pe A plus B plus C, așa trebuie să scriem ca să redactăm corect. A plus B plus C, cât este? 83. 3. Deci vine 83, așa scriem. 83 plus D, în relația de aici. 83 plus D egal cu 102. Așa ca să înțeleagă cel care urmăște. Deci 83 plus D egal cu 102. Da? De unde scoatem pe D, rezultă că D va fi egal cu
de aici. Rezultă că D-ul va fi egal cu cât vine? Spune tu. Deci D egal gata, 19. Deci 102 minus 83. Și cât ai spus că face? D egal 19. 19. Deci D egal 19. Și pe asta am răspuns la întrebare. Cât este D, cel de-al patrulea număr, am răspuns. Hai să vedem ce a fost aici în problema asta. A fost ceva interesant, dificil? Ce mai interesant? Da, ce-a plăcut. Că mai întâi am tradus relațiile spuse de autor. Cele patru numere împreună fac atât. Da. A-ul e atât, B-ul e de 3 ori. C-ul este cu 9 mai mult decât, cu 38 mai mult decât A-ul. Și le-ai văzut pe cele 3, primele 3, și atunci ai pus problema să le aduni. Da. În final, ai găsit pe al patrulea număr destul de simplu. Da. Eu zic că n-a fost foarte dificil. Acea cu triplul. Acolo ți-a făcut triplu, da? Faptul că e triplu. De fapt, când spui de 3 ori mai mare sau triplu sau de 5 ori mai mare, trebuie să facem mulțimea. Asta trebuie să înțelegem. Altă problemă, dacă tu mai ai... Mai am una. Mai am te rog. Marea cules de livadă 8 mere. Deci, 8 mere. Mere culegi, da? Ion a cules de 5 ori mai mult decât Miruna. Deci, cine culege întâi? Mara? Da. Mara. Mara. A cules 8 mere. 8 mere. Cules 8 mere. 8 mere. Bun. Ion a cules de 5 ori mai mult, iar Miruna cât amândoi la un loc. Câte mere ar trebui să mai culeagă cei 3 copii pentru a avea împreună 100 de mere? 100. 100 de mere. Da. Mai citim că eu n-am înțeles mare lucru. Mi-am înțeles. Tu ai înțeles ceva? Da. Atunci m-a ajuns filmul. Bine. Deci despre Mara știu sigur câte sunt. Da. 8 mere. Da? La Mara are 8 mere. Punct. La sanguinie. Da. Spunem rezolvare. Dar nu, 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 nu rezolvare. Trebuie să mai adăugăm date. Că da. N-am spus și toate datele. 8 plus 5. Deci, atenție, n-ai dat decât informații despre Mara. Cât sunt 8 mere. Și acum Ion. Ion, ce spun de la Ion? Ion. Da. A cules. A cules, da. A cules 13 mere. De ce, mă? Deci nu am înțeles. Pentru că am adunat cu 5. Ne vezi ce spune acolo. Ion. Ion a cules de 5 ori stop, mai mult. De 5 ori mai mult. De 5 ori mai mult. Ion a cules de 5 ori. Aici, de 5 ori, e foarte important. De 5 ori. De 5 ori. De 5 ori? Deci de 5 ori. N-a scris, n-a spus cu 5 mai mult. De 5 ori mai mult. De 5 ori mai mult. Adică, ai putea să spui cât a cules el? Da. Cât? 8 ori 5. Așa. 40. Deci pentru Ion zicem, ca operație, traducem acum, că noi am înțeles. 5 ori 8 egal 40. 40 de mere culege Ion. Miruna acum. Miruna. Ce știm despre Miruna? Miruna. Așa. A cules. Da. Cât Mara. Cât a cules. Cât Mara. Și Ion. Și Ion, da? Adică cât a cules. Deci, da, la Miruna.
vom avea pentru minuna cât Marea și Ion la un loc. Da. Adică, poți să-mi spui cât? Da. Adică? 48, 48. Deci, punem aici, facem operația 40 plus 8 egal cu 48. 48 de mere a cules Miruna. Ei! Întrebarea este. Este. Să vedem. Acum. Câte mere ar trebui să mai culeagă cei trei copii pentru a avea împreună 100? Hai să facem. Scriem rezolvare. Scriem rezolvare, spune. Da, să facem și rezolvare. Noi am început de așa rezolvare, că între timp, da. 5 ori. Suntem... Da, acum cred că e momentul foarte important în problemă. Știu ce. Câte mere ar mai trebui să culeagă ei pentru a ajunge la 100? Deci câte mere ar mai trebui să culeagă pentru a ajunge la 100? Ce faci tu? Îți spune și mie că eu nu știu ce, uite, vă sunt aici în fața tablei și mă aflu într-o situație... Gata. Ce trebuie să mai am? Spune-mi tu ce ai făcut. Am făcut asta minus 48 și mi-a dat 52. Ce înseamnă? 52 mai trebuie să culeagă? Da. Oare că gândi bine? Dar 4 cât? De 52. Păi cât ai aflat cât au cules toți 3? Păi da, trebuie să aflăm cât au cules toți 3 la un loc și pe rând să vedem cât mai trebuie până la 100. Deci vezi? Da, e. Ia citește problema. Ia să văd dacă nu așa. Ba, da, așa e. Așa este, nu? Deci ce înseamnă să te grăbești? Nu m-am grăbit. Păi dar cum? Știu că cine... Deci trebuie să citim problema de câteva ori până o înțelegem, nu ne grăbim. Ai văzut? 40 cu 48? 40 cu 48? 96. Deci ce faci acum? Facem totalul. Mere culese de cei mere culese de cei 3. Da, mere culese de cei 3. Sunt. Adică mere culese de Mara, Ion și Miruna. Mara plus Ion și plus Miruna. Și cât faci? Ia să vedem. Cei 3. Trebuie să vă dau seama. Nu îmi dau seama. Tu trebuie să spui. 4. Deci, ce 4? Ce înseamnă 4? Cât trebuie să mai culeagă? Și am făcut deci 40 plus 8 plus 48 mi-a dat 96. Deci, 8. 96. 8 plus 40 plus 48 și este egal cu 96. Am înțeles. Și am făcut 100 minus 96 mi-a dat 4. Și acum? Diferența, până la 100, diferența, înseamnă 100 minus 96 și egal cu 4 mere. Deci m-am de cules 4 mere. Da? 4 mere m-am de cules. Așadar, cum gândim? Mai de problema, da, am rezolvat. Ce să mai gândim? Mai e o problemă la care te... Da. Hai să punctăm. Unde te-ai păcărit aici? Trebuie să recunoaște. Unde te-ai păcărit? Recunoaște tu, este foarte important. N-am citit cu atenție problema. Ne-am grăbit repede să spunem aici de 5 ori ai zis 8 plus 5. Da. Dar atenție că de 5 ori cât așa trebuie să faci mulțirea. De 5 ori mai mult. Atenție, nu cu 5 mai mult. Când zici că e cu 5 mai mult, atunci aveai cu dreptate. În 8 acum ai 5. Așa? Deci o primă greșeală. Altă greșeală, recunoaște tu. Acum trebuie să recunoaște, așa e corect. Așa la 48. Așa, ai scăzut din 100, repede te-ai grăbit, cu 48. Dar n-ai aflat cât au cules cei 3 împreună.
Deci, atenție, citi problema cu foarte multă grijă, să pătrundem în înțelesul totală problema, să prindem în totalitate, nu pe frânturi, nu secvențe. Mergi mai departe, te rog. Mama, ultima, dintr-o carte de 105 pagini, așa. Sorin a citit în prima zi 10 pagini, a doua zi de 2 ori mai mult, iar a treia zi cu 46 pagini. 46 pagini. Câte pagini mai are de citit pentru a termina cartea? Trebuie să citești mai rar, că eu n-am înțeles nimic. Știi bine. Dintr-o carte de 105 pagini... Stop. Totalul paginilor, 105, da? Da. Bine. Total pagini, 105. Deci are 105 pagini în total. 105 pagini în total. Da? 105 pagini în total. Da. Acum. Sorin a citit 10 pagini. Cât? În prima zi, nu? În prima zi. Așa, punem aici. Prima zi, 10 pagini. Bun. În prima zi, 10 pagini. Apoi. A doua zi, de 2 ori mai mult. A doua zi, de 2 ori mai mult. Adică, imediat, te întrebi. A doua zi? De 2 ori mai mult. Ce înseamnă asta, imediat? Dar nu spunem de 2 ori mai mult și lăsăm așa, când trecem la rezolvare. Începem să gândim. Ce mai spune cu problema? Acum nu trebuie să ne gândim la a doua zi, deloc. O să știm foarte repede, da? Iar a treia zi, 46 de pagini. Deci a treia zi, 46 pagini. Astea sunt datele problemei. În timpul asta, 46 pagini. Așa. Deci, vezi, am încercat acum să înțelegem problema, am scris conținutul ei și să vedem întrebarea. După ce autorul ne-a povestit toată chestia asta, câte pagini mai are de citit pentru a termina cartea? Deci, întrebarea. Câte pagini mai are de citit? Câte pagini mai are de citit? Da? Aici este problema. Câte pagini mai are de citit? Pagini mai are de citit. Și acum, rezolvare. Fă-ți planul de lucru. Deci, citim încă o dată problema, să o înțelegem bine și povestești exact cum o să lucrăm. Îți faci planul de lucru. Am plan. Te rog să-l vedem. Acum? Da. Încep să îmi povestești planul de lucru. Și pe urmă... Primul plan se folosește prin a doua zi. Deci, prima problemă, așa, este să aflăm câte pagini a citit a doua zi. Că zice doar de 2 ori mai mult decât în prima zi. Ce facem? Zice. Scriem așa, aflăm câte pagini
A citit, a doua zi. Asta e prima problemă. Aflăm câte pagini, primul pas. Câte pagini a citit a doua zi. Și de aceea zicem, aflăm câte pagini a citit a doua zi. Și spunem. De desubt facem operația. E vorba de? E vorba de 10. 10 înmulțit cu 2. 2 e egal cu 20 pagini. Asta e a doua zi. Da? 20 pagini pentru a doua zi. Și, următoarea plan. Așa, a doua etapă, ce o să aflăm acum? Știm și prima zi, știm a doua zi, știm și a treia zi, spune ce ai făcut. Zi, 46. Nu, spune în cuvinte, aflăm câte a citit în cele trei zile. Da. Aflăm câte a citit, așa trebuie să vorbim. Aflăm câte pagini a citit în cele trei zile. Aflăm câte a citit, câte pagini a citit în cele trei zile. Adică, dedesubt se justifică. 10. Cât a citit în prima zi. 46. De ce 46, mă? Putem să facem așa, pentru că... Hai să punem ordine. 10 plus 20 de a doua zi și plus 46 de a treia zi egal cu... Cât facem? 76 pagini. Și în sfârșit, în a treia etapă, da? În a treia etapă, ce o să aflăm oare în a treia etapă? Trebuie să spui și mie că eu vezi cât blocat aici. Tu ce scrie acum pentru etapa a doua? A treia, a patra. Dar spune și mie, tot ce sunt aici. Câte pagini mai are de citit? Păi, dar să spui că eu stau așa și vezi, nu fac nimic. Aflăm câte pagini mai are de citit. Aflăm câte pagini mai are de citit. 20. Și pentru asta, Vom face ce operație? Operația. 105 minus 76 Este egal cu 5 minus 6 nu se poate. Ne împrumutăm, nu avem nimic. Ne împrumutăm, avem. Așa. În loc de 0, scriem deasupra 9. Bun. Și scriem 1 deasupra la 5. Așa. 40 cu 5, 9. Și 9 minus 7, 2. 29 de pagini. 29, că 6 minus din 10 a rămas 1. 5, 40 cu 5, 9. Cât a rămas tot? 29, așa. Sigur 29? Așa? Păi ce-s cu mine? Trebuie să fii foarte hotăr. Da! Sigur că da! Da! Așa. 6 din 10, 40 cu 5, 9, nu? De ce ai spus 9? Și urmă a rămas 9 scăzut 7, 2. 29 pagini. 29 de pagini. Mai tu că problemă sau cu formulezi eu acum? Mai tu una. Te rog. Atâta. Dar una și gata. Bine. Aștept de la tine.
ca să vedem o problemă frumoasă, așa tare, că pe am la fine. Asta a fost ușurele pentru tine. Da. Da? Da. Nimic. Mai l-am făcut pentru a arăta cum gândim. Deci trebuie să citim problema de multe ori. O citim, o recitim. Toni a citit. Ianuț parcurge într-o oră 4 km, iar prietenul său, biciclist, parcurge într-o oră 10 km. Stop, stop, stop. Deci, sunt doi, da? Mergem, da. Citim. Ia din nou. Ianuț parcurge într-o oră 4 km. Deci, Ionuț, punem în dreptul său săgeată, 4 km. Pe oră. Așa, 4 km într-o oră. Ionuț, 4 km într-o oră. Bun. Uite cum scriu eu, așa, mai pe scurt. Ionuț săgea 4 km într-o oră. Dedesubt. Dedesubt. Iar prietenul său, biciclist, parcurge într-o oră 10 km. Deci, prietenul său să-l numim... Cu Andrei. 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 Pe bicicletă. Punem bicicletă, da, în paranteză, că el e biciclist. Deci, cu bicicleta. 10 km în oră. 10 km în oră. Bun. De 10 km în ora respectivă. Așa. La ce distanță se află numele unul de celălalt după 5 ore? Dacă pornesc în același timp, din același loc, mergând în aceeași direcție. În aceeași direcție. Adică continuăm de aici. Citim încă o dată. Deci, hai să ne imaginăm. Deci, uite, ăsta este Ionuț și ăsta e Andrei. Ionuț face 4 km. Hai să zicem kilometrul, luăm așa, atât de mare, kilometru, segmentul ăsta. El merge 4. Și prietenul său biciclist. Da, 4, 1, 2, 10 km. 3, 4. Și ăsta altul, în tipul ăsta, Andrei, face 10 segmentul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci în timp ce el a făcut într-o oră, asta o oră, într-o oră a făcut atât, el, Andrei, s-a dus 10 km în față. Da? Adică cu cât s-a depărtat Andrei față de Ionuț, stau și mă uit eu așa. Mi-am făcut așa. Bun, bun, bun și așa. Bun și așa. Deci, cu cât s-a dus Andrei în față de... Cu 6 km. 6 km, da? 6 km. Într-o oră. Într-o oră 6 km s-a dus el mai în față. Deci, într-o oră s-a dus cu 6 km. Și autorul ne întreabă acum, deci într-o singură oră, cu 6 km mai în față, da? Se află înaintea lui Andrei, lui Ionuț, cu 6 km. Da. Și ne întreabă după câte ore? După 5 ore. Dar după 5 ore. Da? Dar după 5 ore. Care va fi distanța? Care va fi distanța după 5 ore?
pe mers. Care va fi distanța? Cu cât va fi el mai în față? Dacă într-o singură oră reușește să ducă cu 6 km. Dar după 5 ore? Distanța. Care va fi distanța între ei? Vom face. Mai facem încă o dată segmentului Andrei. Și vom... Nu, vom face. Vom scrie 6. Stai, fără planul. Nu, face 4. Fără planul. Am făcut. Zi-mă, dar nu, eu nu știu. 4. Scrieți după mine 4. 4. Ori 5. 4 ori 5. Egal 4 ori 5. 20. Ce e cu 20 ăsta? Că nu știu de ce am zis. 20 ăsta, da? Este distanța. Pe care? Pe o parcurs-o cine? O parcurs-o Andrei. Nu, Ionuț după 5 ore. Ah, păi așa. 20 km. Și scrie în dreptul său. Distanța pe care a parcurs-o. Pe care a parcurs-o. O să înveți de ce trebuie scris așa. Da? Pe care a parcurs-o. Andrei. Atât. Andrei. E Ionuț. Distanța pe care a parcurs-o e Ionuț. Nu. Acum vom face 10 ori 5. Aha. 10 ori 5. Ce reprezintă 10 ori 5 care face câte 10 ori 5? Hai că trebuie să știți. Eu știu dacă tu îmi spui, dacă altfel nu am ce. Dar cum ați făcut la 10 ori 2? 10 ori? 2. Da. Înainte ați făcut la problema care v-am dat-o din față. 10 ori 2 știam, dar la 10 ori 5 nu știu. Păi 10 ori 3, puneți, taieți 5 și puneți 3. 30. Și acum tăieți 1 și puneți 5. Cât vă dă? Tot mă încurci. Da, spune tu, spui tu și cu asta basta, na. De 10 ori 10 sau te, eu mai pot spune egal cu 5 ori 10. Că mi-e mai comod de 5 ori câte 10, adică 10 dar de 5, adică am zis 5 ori 10. Da, dar vreau să vă explic mai ușor. Zi-mă. Adică tăieți 1 și scrieți 5 și vă dă 50. De fapt, ca și cum aș... 5 ori 10? Cum aș înlocui 5 cu 1? La 5 mai pun 1 ori 0. Da, adică cum aș înlocui 1 cu 5? 50, am înțeles. 5 de ani din 10 înseamnă 50, da? 50 km e distanța pe care am parcurs-o. Cine a parcurs-o? Andrei. Andrei, puncte, puncte. Da? Păi și tu puncte, puncte, sigur ca să vă reuși, nu? Andrei. Și acum să aflăm ce? Da, iar mă ții așa și eu iar nu am nicio reacție. Ce facem acum? Trebuie să vă uitați foarte atent. La ce? Nu mai sună dată problema. Mai sună, mai spune o dată. Ionuț parcurge într-o oră.